Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi este marți și este o zi mai răcoroasă, a fost un fel de furtună pe aici. S-a terminat și acum voi face următoarea lucrare. Acesta este un stup vertical în care am format familia Starter. Nu e nici pe departe familie, fiindcă sunt luate niște albine de la mai multe familii, făcând un fel de familie starter. Aici am adus niște rame cu puieci și am scuturat albina doică. Acest lucru am făcut sâmbătă, azi este marți. Azi am distrus mare parte borcilii pornite. Am verificat dacă mai au puiet larvar. Au. Am să vă arăt această colonie, mai corect zis, este hrănită din două în două zile. Și astăzi voi pregăti să dau rama care va duce borcilii, fiindcă nu dau acum larve la crescut, ci dau numai rama ca să se uniformizeze miros. Aș putea să transvazez în cupole de plastic, dar am decis să nu fac acest lucru și totuși să mut celule direct pe portcupole. Pentru acest lucru am adus rama, am să o arăt. Această ramă este cu două leațuri. Iată, așa arată. În ea, în fiecare portcupol, am pus miere cristalizată. Acest lucru voi face și poi mâine. Voi spate rama, îi voi pune miere cristalizată și adaug în mijlocul acestui stup vertical. Acum o să scot catul ca să pot adăuga această ramă. Catul folosesc ca hrănitor. Deja au primit două porții de hrană proteică. O să ridic acest placaj. Am venit și eu mai ca aventurierul pe aici. Acesta este hrănitor. Vin cu albinuțe. Și voi adăuga această ramă cu cupole. Încet. Iată, așa este el populată. Eu am făcut în felul următor starterul. Acum am, de obicei îl fac pe 10 rame, acum l-am făcut mai pe 7. Dar el este foarte bine populat cu albină. Am lăsat loc ca să vin cu rama respectivă. O să fie un țăpat. Asta este riscul meseriei. La familie nu umblu, așa am echipament, tot. Începători nu vă recomand să veniți chiar așa dezbrăcați la albină. Nu știți niciodată când faceți o reacție alergică. Am văzut de curând așa ceva, o reacție alergică, nu foarte severă, a durat vreo 10 minute, dar s-a întâmplat. Deci, aici este starterul. Eu lucrez acum ușor cu el. Nu vreau să-l deranjez, este seară. Adică nu vreau să-l deranjez, oricum îl deranjez. Această lucrare pentru a obține regine de calitate. Se simte căldura. Chiar pe mijlocul acestei colonii voi pune acea ramă, așa voi atrage albina spre acea ramă. Asta este intenția, un fel de momire. Dacă în primăvară într-un film ați văzut că momesc albinele cu pungile de
sirop la adăpătorul de apă. Acum o să mă umesc albinii la rama crescătoare pentru borci cu hrană, adică aduc miere cristalizat. Sunt cuminți fetele, da. Cum să nu fie cuminți? Că e numai albina doică pe aici majoritatea. Abia așteaptă să facă o boacăne, să dea drumul la boci pe undeva, ca unde. Ok, să știți că e nevoie de multă căldură, astfel se asigură calitatea reginelor. Trebuie căldură, care ne cam lipsește de un timp încoa. Cu spațiu și voi aduce acea ramă cu porc cu pole. Să nu credeți că voi pune odată 20 la crescut, nu. Deci rama spetează aceasta de jos, e de fapt. Facem așa, că e de jos. Spetează de jos e pentru am o mie albina și în spetează de sus vor pune larvele. Asta e la crescător. Finisorul o să vi-l prezint într-un film mai încolo. Deci ați înțeles, în fiecare port cu polă am pus miere cristalizat. Trebuie să potrivească perfect. Poi mâine seară o să scot această ramă, pun iară miere cristalizată în port cu pole și după ce pun capacul hrănitor, acum pot să-l pun la loc. Acesta este capacul. Mi-ar plăcea să pot hrăni toți stupii la fel. Se trage albinuțile înăuntru. Ventilează. Fixez. Și punem la loc. Închidem. Plâng că nu au regină, fiindcă am scuturat azi niște albină doică. Bun, am fixat la. Punem bortanul, am aici un pic de folie, acopăr gaura. Las atât doar cât să... Acum nu dau mâncare, dau numai apoi mâine seara, au primit două porții, au rame cu miere. Deci așa am pornit starterul și așa îl pregătim pentru a primi viitoarele larve pentru a crește regine, pentru a crește boci, nu se eclozeze și așa. Deci sper că s-a înțeles ce am făcut de data aceasta. Iată, stupina am reașezat-o, era un pic de dezordine, acum e pe linie, se vede așa. Iată, aici mai am un pic de lucru aici și cam atât. Numai bine și pe data viitoare.